Știi care e ultima noutate în București? S-au mutat niște animale din tropici la noi aici în Herăstrău. Da, da, nu e un zoo, e un restaurant nou, Boa Kong. Da, este exact în incinta clubului de noapte ăla super numit Boa și aici va fi o nouă împărăție, un nou restaurant de talie internațională care va schimba percepția restaurantelor în România. Hai să descoperim ce se întâmplă azi aici. Astăzi am ajuns la Boa Kong, o nouă locație în București, în inima Herăstrăului. Deci este exact lângă Hard Rock Cafe, exact în spatele clubului Boa. Este un nou restaurant, deci va fi ceva în zona Panasiaticului. Am adus jungla asiatică în București, în Herăstrău, cu o terasă imensă. Cred că pot să-ți spun așa clar că este una din cele mai mari terase din București, plus o cupolă imensă, cu o zonă cu lumină naturală permanentă și foarte mult lucru și materiale naturale, artizanale. Masa, betonul, decorul, totul este lucrat, gândit, ca să simțim și noi mai aproape, să zicem așa, natura. Imaginează-ți că aici vii să iei masă și să stai în buza lacului Herăstrău să savorezi view-ul. Deci, unui arhitect care a fost înaintea mea a venit ideea să fac acest tavan plin de luminițe și gândește-vă câteva luminițe sunt montate una câte una, una câte una aici. Totul este custom made, deci este o demență. Și acolo efectiv stă un om, da, și în fiecare dată se bagă un fir. Gândește câte nebunie îți trebuie în cap ca să găsești și să-l faci handmade. Oh. Asta este un bar japonez cu băieți care vor face sushi și toată mâncarea în stil japonez. Va fi ca un open kitchen. În spatele se vede desigur că și cuptorul și bucătăria transparentă. Când vor fi aprinse luminile va fi demențial în zona asta pentru că va marca cumva toată terasa și va comunica vizual bucătarul cu orice client al restaurantului. Ce poate fi mai tare decât o cupolă imensă care stă deasupra capului cu lumină și un bar central cu o grădină japoneză cu bonsai-uri aici? Sus am venit cu niște ramforseri din metal pentru că am vrut să facem ruperea între cupolă și pereți să nu fie directă și am făcut o copertină ca o consolă tot din lemn. Să subliniem acest element mai bionic în jur. Și de aceea ne-a trebuit un suport, o ramforsare calculată cu un expert în structură, într așa mod că va fi un tavan din lemn super ușor, uite în randare cum a ieșit. Scrie-mi în comentarii ce părere ai. În acest local vor fi combinate lucruri super artizanale, deci vorbim de lucruri împletite, lucrate, forme bionice, dar totodată cu accente și geometrie curată, cum ar fi traforurile astea care am venit aici desenate, handmade de colegul nostru Alex Păunescu, le-a desenat pe toate, le-a gândit, să zicem așa, la nivel de desen, și aici vor fi toate completate, vor face separarea între zona de terasă mai jungle style și zona mai bionică. Am făcut un procedeu, o trecere destul de interesant între o epoxidică, pardoseala asta făcută cu efect așa cimentos, cu o inserție bionică de lemn natural.
Culoarea este perfect selectată cu lumina soarelui, cum arată aici, arată wow, e așa un stejar auriu și cu o margine ramforțată din metal și cu această rășină care mi-a explicat băieții că sunt 80% rășină și doar 20% este un fel de ciment. E cea mai bună soluție când vrei să faci o pardoseală mai deschisă și totodată ți-e frică să se murdărească sau când ai locația în care va exista multă lume și aici va fi multă lume și mai ales doamnele cu tocuri foarte înalte, e foarte important să nu se rupă marginea sau să reziste ca suprafață. Eu aș vrea să spun că noi am venit aici după alți arhitecți, după alți specialiști care tot au lucrat și cumva am închis subiectul pentru că tot au încercat să se rezolve și n-au reușit să le pună cap la cap, dar noi zic că mi-am bătut palma și am găsit soluția cea mai potrivită pentru acest spațiu unic și deosebit în Herăstrău. Hai să descoperim împreună inima bucătăriei. Bucătăria este deschisă, prin sticlu se vede tot restaurant și viceversa, dar în centru, cum suntem învățați, avem un cuptor cu o mozaic din alamă. Hai să vezi. Deci aici se vor întâmpla lucrurile. Abia aștept să văd și aud inima cum e pregătit să gătească. Dar și uite aici, fratele nostru Tandâr. Deci asta este un tandâr în care se gătește carnea într-un anumit mod. Gândește că cum se gătește în tandâr carnea? Carnea se scurge și se depune jos și prin căldura sa se vine înapoi și se creează un circuit de așa gen și ea devine crocantă și în interior moale. Deci tandârul este aici, în local. Sper că ți-a plăcut această mică incursiune în procesul de muncă în șantiere, să înțelegi că toate lucrurile care apar frumoase au în spate foarte multe tehnologie, multe gândiri și de obicei arată foarte straniu un proces, dar trebuie să ai răbdare, perseverență și să treci pas cu pas, etapă cu etapă. Nu uita, like, subscribe și în curând ne vedem la Boa Kong și vom face un film gustos.